Hai ca să încheiem episodul ăsta cu Antarctica. Da. La momentul în care americanii au încercat să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Sunt baze naziste, da, sau sunt, deci, civilizații avansate? Ei erau în căutarea, clar, a unei baze naziste. Și amiralul Byrd a fost, practic, trimis acolo. Răpit. Practic a fost răpit. De o civilizație avansată. Are loc o discuție cu acest șef al civilizației subterane din Antarctica, așa susține amiralul Byrd, care... e foarte interesant. Acest eveniment are loc după atacurile nucleare americane din Japonia, după cele două, după Hiroshima și Nagasaki. Iar acest comandant, iar acest șef de civilizație îi spune, urmărim foarte atent de mii de ani evoluția civilizației umane, noi nu intervenim, dar te rog să spui liderilor tăi că ne îngrijorează dezvoltarea armei nucleare. Apoi se urcă înapoi în avion, în avionul său. Uh-huh. El vorbește acolo de un întreg subcontinent, de o civilizație întreagă, de niște clădiri fastoase, imense. El aterizează pe o platformă, este adus să aterizeze cu avionul. Oameni care trăiesc mii de ani. Oameni care trăiesc mii de ani, o civilizație uluitoare. Femeile care nasc odată, o singură dată în viață. Bun, acestea sunt speculațiile de după aceea. Cert este că este readus și cu două minute înainte, trei minute de a fi la doar o oră distanță de baza sa, de vasele sale, unde ancoraseră, aceeași voce îi spune, amirale, în două minute vei putea prelua comanda avionului și vei putea zbura conform dorințelor tale. Și într-adevăr, după două minute, au revenit comenzile acelui avion, a preluat autoritatea asupra avionului și s-a întors la bază. Când a aterizat, toți membrii echipajului erau nebuniți că l-au întrebat unde ați fost pentru că ați dispărut de trei ore. O poveste care a fost secretizată, el atunci va fi făcut o declarație publică, atenție, el când se întoarce, Statele Unite, președintele Statelor Unite, ordonă dintr-o dată, fără niciun fel de motivație reală, reîntoarcerea expediției. Iar ei fac din Antarctica, ei fac o escală, da, în America Latină, unde Byrd dă un interviu. Un interviu în care el folosește fraze sibilinice, dar în care spune, va veni timpul în care Statele Unite vor trebui să lupte cu o civilizație capabilă să zboare în foarte scurt timp de la un pol la celălalt. În baza acestui interviu, ajunge înapoi la Washington și la Washington este chemat, este briefat de către Departamentul Apărării, este, repet, un ofițer foarte decorat și foarte respectat. Amiralul îi se interzice să mai vorbească și nu a mai existat niciodată niciun interviu din partea amiralului. Amiralul apoi cunoaște o degenerare neuronală. Este clar că a fost vorba de un eveniment acolo. Moare, teoria oficială este că s-a sinucis într-o casă, într-un spital. Și după ani de zile, când casa lui este vândută de fiul lui, în podul casei se găsește jurnalul acestuia. Iar acest jurnal a fost publicat, unde el povestește, în acest jurnal doar, povestește despre această întâlnire uluitoare. Acestea sunt piramidele, formele de piramide. Acum, ca să fim foarte clar, încă nu realizăm dacă vântul a cioplit, se prea poate, sau topirea zăpezii. Asta e cel puțin cea centrală și cealaltă, da, da, ca să fim foarte clar, cealaltă arată ca o piramidă aztecă. Da, exact. Nu ne dăm seama, efectiv nu ne dăm seama dacă sunt artificiale naturale. Sau naturale. Mai e ceva, nu e singurul care a suferit o depresie sau un eveniment neuropsihiatric? Da. Se pare că un secretar de stat al apărării, care se numea James Forrestal, dintre cei doi mari, dintre cei doi frați Forrestal. Așa, unul dintre ei a început să vorbească despre high jump. Da.
și a fost dus la Bethesda Naval Hospital, da. La secția de psihiatrie, unde a fost împiedicat să se vadă sau să discute cu cineva, inclusiv cu soția lui, și pe scurt timp a sfârșit aruncat pe fereastră în timp ce încerca să se... după ce a încercat totuși să se spânzure. Da. Deci programul Windows nu l-au inventat rușii și Putin. Se pare că funcționa și la american la un moment dat. Eu cred că la Forestal a fost atenție, la Forestal, părerea mea este că a fost și o moștenire de familie, mama celor doi Forestal. A trecut semnul un episod. A trecut și a și murit prin sinucidere. Deci eu sunt absolut de acord să analizăm din toate punctele de vedere. Ok. Dar high jump a existat. Documentele sunt oficiale. În Antarctica există ceva. Încă un episod. În Antarctica există ceva. Și ca să terminăm. Da. În Antarctica există ceva care schimbă fundamental punctul nostru de vedere. Altfel, niciodată un astfel de continent. Sunt minus 40 de grade Celsius zilnic la orice minut. Nu există vegetație. Nu există apă. Nu există apă. Și totuși? Și totuși, 12 țări, pe un kilometru pătrat fiecare, și-au construit stații de cercetare. Și nu s-au dus pe orizontala gheții, ci s-au dus în interiorul gheții. Se spune că sunt bogății deci, naturale. Deci, lăsând bogățiile. E mai mult decât atât, clar. 2 kilometri de gheață n-au petrol și gaz. Trebuie să sapi. Da? Trebuie să faci puț de 2 kilometri. Să forezi. Și e greu. În gheață, crede-mă, e greu. Da? Miza e foarte mare, se Miza pare. Miza este altceva. Și cineva se pare că nu prea îi lasă să-și facă, pentru că ei și-ar fi făcut de cap acolo. Eu toate știu aceste... declarația, da. Și asta ți-o pot spune factuală din punct de declarația. Și aici, în sistemul judiciar, există așa numită mărturie personală. La unul din evenimentele la care am participat în tinerețe, eu am mai spus că sunt francmason, la una din lojile americane în care eu am participat, m-am întâlnit cu multe personaje foarte exotice, în sensul bun al cuvântului, dar unul din personaje a fost pilotul șef, comandantul aeronavei, care făcea săptămânal SUA Antarctica, ducea materiale, mâncare, etc., da. pentru baza de acolo. Să nu uităm că mai există McMurdo. Aia e baza. Baza McMurdo, da. Care e celebră. Americanilor. Și la un moment dat, datorită unei furtuni de zăpadă, unei furtuni, da. nu a mai luat-o pe culoarul oficial. Și la un moment dat a făcut o deviație de vreo 400 de kilometri. Și mi-a spus-o și am văzut declarația lui și în presa americană de specialitate, au apărut două obiecte neidentificate, două fenomene neidentificate, care l-au obligat să reintre pe culoar. Deci a fost clar. L-au dus efectiv, mi-a spus, domnule, parcă erau inteligente, deci l-au obligat. Apropo de asta, da. Și omul de știință care părăsea baza și se ducea înapoi acasă în Statele Unite, l-a întrebat, zice, ăștia stai noștri, nu? Zice, ăștia te obligă pe tine să te întorci la culoarul oficial. Și l-a zis, nu recunosc nici forma, nici simbolurile, absolut nimic. Când a aterizat înapoi în Statele Unite, a fost pedepsit de către comandantul său pentru că nu a respectat ruta oficială. Deci, evenimente au loc. Numai puțin, mi se pare cea mai tare mărturie, tot în sensul ăsta. Deci asta este auzită de mine, atenție. Este cea a unui ofițer care a participat la o misiune sau în Antarctica. A fost un interviu dat unuia dintre cele mai interesante, respectate jurnaliste, câștigătoare a premiului Emmy, de altfel, Linda Malton Howey, un ofițer US Navy, pe care ea l-a poreclit Spartan 1 și Spartan 2, a avut două surse. Da, și care Linda nu și-a declinat identitatea și așa mai departe. A fost ofițer de trupe speciale. Spartan exact, 1 a fost trupă specială. I-a povestit că a coborât la un moment dat la 15 metri sub gheață, într-un uriaș încăpere. Pereții erau foarte solizi, simboluri, hieroglife, care semănau foarte mult cu cele sumeriene sau cele antice, incașe, maiașe. Așa, o structură specială, octogonală, de aproximativ 500 de metri pătrați,
erau niște simboluri care semnau cu soarele negru. Sigur. Da, 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 soarele negru, acela ezoteric. Ezoteric. Al lui Blatavski și al naziștilor. Care demonstrează pe undeva că civilizațiile antice e posibil să aibă în continuități în spațiul Antarcticii. Au fost niște mărturii foarte puternice, nu avem timp să mai insistăm asupra lor. Spartanul nu povestește că a încercat, că a atins unul din... Da. Unul din pereți și s-a închis lumina, era o lumină difuză, da. Și că după aceea s-au chinuit 3 zile să dea drumul înapoi, să încerce să așa. Să de unde să aprinde lumina. Da, și că n-au mai reușit. Cert este că și Spartan 1 și Spartan 2, Spartan 2 este un om de știință, Linda este recunoscută pentru, ea s-a ocupat de Antarctica. Eu cred că prin Linda prin această ziaristă, ea acum are spre 80 de ani, ca să fim clari. Ea se ocupă din anii 50-60 de... Ea a scos la iveală povestea lui Bird, apropo. Da. Ea. Așa cum Roswell a fost scoasă de către fizicianul nuclear Friedman din Canada. Povestea de la Roswell a fost rescrisă. Important, trebuie să înțelegem și ne ducem după aia pe partea necunoscută a lumii. Mai avem doar 10-12 minute, da. Pentru că este o legendă superbă, trebuie să o continuăm. Este o poveste absolut superbă. Dar... ca să închid cu Antarctica nu numai că nu și-a dezvăluit secretele, dar eu am impresia că cineva ne spune ce tip de secret ar trebui să ne uităm ca să nu ne uităm în alte lucruri. Da, foarte interesant. Avem timp să continuăm. Da. Mai puteam evoca o expediție care la un moment dat a descoperit un oraș antic în Antarctica, însă arheologii respectiv nu s-au mai întors niciodată înapoi. Deși au mărturisit, există și imagini, erau și imagini pe care le-au transmis, care însă nu au fost difuzate niciodată, există însă mărturii în acest sens. Noi trebuie să înțelegem un lucru și închidem și o să mai facem misiuni despre Antarctica. Atunci când ai avut vegetație luxuriantă subtropicală, imposibil să nu fi avut o civilizație. Evident. Doamnelor și domnilor, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, cred că vom continua în episodul următor. Povestea Apollo, Mona Lisa de pe lună. Povestea Mona Lisei de pe lună este uluitoare. Trecem la cazul Mona Lisa, pentru că nu avem timp, aș vrea să dăm în off materialul pe care îl pregătisem, care are vreo 2 minute 50. Putem să-l dăm ecran complet pentru că e tradus și putem vorbi peste. Da. Cu un pic de ambianță lăsat acolo. Hai să dăm deja să scriem de cazul Mona Lisa. Programul Apollo Practics al misiunilor spațiale Apollo americane s-a încheiat în 1972, da. Oficial. Oficial. Apollo 17 fiind ultima misiune Hai pe lună. Hai să vedem și pe Wall aici. Aici pe Wall, că pe ecran. Ne interesează foarte tare. Ne interesează tare. Pentru că vreau să explic ce se vede. Dați-ne pe video, vă rog, ca să putem vedea și noi. Eu nu bat cu ochelarii ăștia până la televizor. Așa. E foarte tare. Deci, o misiune... expedițiile oficiale sau misiunile oficiale s-au încheiat în 72, însă se pare că au mai urmat misiunile neoficiale Apollo 18, 19 și 20. La Apollo 20 s-ar fi descoperit o navă uriașă pe partea întunecată a lunii, pe care o remarcaseră cu expediție înainte, de aia au revenit. Uriașă înseamnă kilometri. Iar în interiorul ar fi descoperit... 7 kilometri are și o înălțime de 14 etaje. Aici mărturia unui astronaut. Aici Oli Rutledge, dacă nu mă înșel. Da, Rutledge, el susține că a făcut filmarea, că el susține că a fost în Apollo 18. Da. Ceea ce noi vedem aici, dacă este adevărat, trebuie să rescrie istoria întregului sistem solar. Pentru că nava s-a prăbușit pe lună fiind atacată. Ea are o gaură de aproape un kilometru în... Uite-o pe Linda. Da. Uite-o pe Linda, pe ziarista de care am vorbit înainte. Ea are o gaură de un kilometru care nu putea fi creată de către căderea navei. Nava a căzut după în acel crater. A căzut după. Atenție. Cum se numește craterul? E un crater... cum se numește craterul. Ar fi căzut după ce a fost... după ce a fost atacată. Ca să... Într-o astfel de navă, da, cu un astfel de fuzelaj... Del Porte, se numește craterul de pe lună. Cum? Del Porte. Del Porte. Ca să faci un astfel de să faci o astfel de gaură de un kilometru, înseamnă că arma care a fost folosită este absolut distrugătoare. Ce vedem în primul rând, ceea ce vedem în acest moment, noi nu știm dacă este adevărat. Da. Dar ceea ce știm este că 3 poze ale unei
unei trei poze ale unei misiuni spațiale Apollo 10 sau 8, nu mai rețin, au pozat nava. Nava, deci poza cu nava exista înainte de acest film. Și s-a organizat această expediție. Și de aici intrăm pe tărâmul, el a zis, ea a zis. Da? Pe tărâmul ideii că această navă, de fapt, a aparținut lui Enlil. Este nava lui Enlil. Asta este teoria de la care se pornește. Uitați, aceasta e poza. Putem opri? Puțin, vă rog. Putem, da, dacă avem, putem, cred opri, că și mai clar. Avem... Da, da, da. Dacă putem opri, de 7 km lungime. 7 km lungime. Vedeți înălțimea. Da. Da. Iar aici este gaura care a dărâmat-o. Ea de peste sute de mii de ani de când este acolo, bineînțeles, au căzut meteoriți. Ea se pare însă, așa cum, se, cum am înțeles eu, că ea a fost atacată și când era căzută. Deci cineva a urmărit-o și a atacat-o, pentru că distrugerea ei este uluitoare. Este uluitoare. Mai mult decât atât, este clar că au existat, după ceea ce Ruttle spune și după ce spun și alții, care susțin că au avut acces la documente, au existat supraviețuitori. Da, e un el și o ea. Nu, 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 nu. A, atunci, nu. în evenimentul respectiv. Pentru că lipsesc nave mai mici din hangarul navei mamă. Ceea ce se crede este că este nava lui Enlil, care a fost atacată de ei lui. Iar ea, femeia Mona Lisa găsită, este, de fapt, prima femeie umană. Care seamănă teribil de tare cu femeile incașe sau nu, maiași. Nu, și egiptene. Cu polineziene, egiptene. Da, 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 cu soția lui Osiris seamănă foarte bine. Ceea ce s-a crezut că este un ochi în frunte, înțeleg că până la urmă ea a fost transferată. Problema este că nu, ca să se înțeleagă foarte clar... Hai să-i dăm drumul. Da, să-i dăm drumul. Capul era biologic, restul nu era. Deci ceea ce ei au văzut, da, ceea ce ei au văzut, considerând că ăla-i corp, nu era. Capul era biologic. E, acolo nu este un ochi. Acolo se pare că era... A fost o... Nu o proeminență? Exact. Nu e o problemă. Nu, nu, nu. Așa? Este o formă de, cum să spun, când bagi un fir ca să-ți să încarci telefonul. Pe acolo se crede că s-au încercat diverse metode de experimentale medicale. Adică ea a fost răpită? Nu se știe istoria. Există 7000 de speculații. Și luată pe o navă de genul ăsta și analizată unul dintre dacă subiecții... Dacă nu, cumva era femeia lui Enlil. Pentru că se spune că ei și-au luat femei de pe pământ. Cert este că este clar că acest tip de navă, ea n-a putut fi, atenție, ea nu a putut fi sub nicio formă vizitată, pentru că ei au intrat pe respectiva distrugere a învelișului. Cosmonauții au fost patru. Unul a rămas în modulul care s-a dus pe lună, iar ceilalți trei, unul din ceilalți trei a filmat ceea ce vedeți voi. Așa se susține. Iar ea avea 6 degete această. Da, ea avea Mona Lisa. Da, 6 degete, dar repet, nu suntem încă sunt foarte multe elemente, dar sunt, eu dau doar elemente. Dacă era pilot, Ruttridge a interpretat acele Nu era pilot. Nu. Este foarte clar că nu era pilot. Se gândea că ea pilota cu puterea minții. Nu, nu era pilot absolut deloc. Era greu de crezut. Apropo, formatul corpului ei este de o femeie foarte frumoasă, 1,74 m. Se pare că a fost salvată, dacă evenimentul e real, ar fi nu fost era salvată. Salvată. Nu, era moartă. Nu. Există mărturii, Ruttridge spune, că era într-o stare de semi... Nu era nici moartă, nici vie. Era conservată și că au putut să o resusciteze. Deci, există mărturii și în acest sens, că au putut să o resusciteze. Nu. În schimb, bărbatul era mort. Nu a fost nimic. Ca să fim foarte clar, resursa de energie era mortă de 200.000 de ani. Deci nu. Era imposibil să mai, imposibil, să mai fie conservată. Da. Așa. Dar ceea ce este foarte important de înțeles, de exemplu... Mai dați, vă rog, i-am trimis eu, Monica, o imagine cu
să zicem, foarte vagă, e adevărat, da, cu o serie de structuri care se aflau pe partea întunecată a lunii în dreptul acestei nave. Nu, e mult mai departe, mai departe. Da, să arătăm și imaginile alea. Nava aceasta însă, să știți că n-a fost navă militară, ci era navă științifică, de aceea s-a considerat că este nava lunii Nil. Da, acestea sunt structurile de pe lună. Există două astfel de declarații, inclusiv a unui fost ofițer al Direcției de Informații Militare, ofițer de contrainformații din Statele Unite, care susține că pozele sunt reale. Până în acest moment însă nu s-a găsit negativul. Nu s-a găsit negativul. Bineînțeles că la NASA, no straight answer, da, că asta înseamnă NASA, niciodată un răspuns adevărat, așa, bineînțeles că nu vom găsi negativul. Dacă este adevărat, astea sunt de 1.000.000 de ani vechime, nu mai sunt locuite, nu mai sunt valide, dar îmi cer scuze, dacă este adevărat, avem o problemă cât casă. Cât casă. Pentru că noi așa ceva nu putem construi nici astăzi. Dar, acum 5.000 de ani s-au avut niște piramide, care sunt în linia acestora. Acestea sunt turnuri, făcând piramidele, și cine le-a construit pe astea, a construit și piramidele. Iată de ce îți spun, Mona Lisa este visul oricărui om de știință. Dacă este adevărat, trebuie să fie efectiv mai mult decât secret, trebuie să fie mormântat pentru totdeauna, în care scrie istoria absolută. Asta îmi spune că Enlil avea, exact cum s-a intuit, nava mamă, a fost un război între ei. Enlil și Enki. Da, problema este că în sistemul solar trebuia să existe și orașul lor, care n-a fost pe Pământ. Aici este cel mai important de înțeles. Luna a fost o bază intermediară. Și probabil că a fost, așa cum se spune, o creație și putea fenomenală. Un astfel de eveniment spațial putea avea loc, distrugerea navei lui Enlil, putea avea loc printr-un atac de pe Lună. Pentru că el se prăbușește pe Lună. Și, repet, după aceea este urmărit și nava este în continuu bombardat. Au existat supraviețuitori, repet, i-au intrat prin acel bridge, prin acea gaură și n-au reușit decât să ajungă la două nivele, unul dintre ele fiind locul unde erau garate, spun ei, mai multe nave, dar tot așa imense, de 3-4-500 de metri pătrați. Toate rotunde. Poate vom continua dezbaterile, discuțiile pe marginea acestui caz interesant, cazul Mona Lisei de pe partea întunecată a lumii. Trebuie explicat și manipularea, da, trebuie explicat mult. Trebuie vorbit despre ea, pentru că într-adevăr sunt niște elemente extrem de interesante apropo de tehnologia folosită în deplasarea acestor nave. Oricum, dacă evenimentul este real, domnul Harman are dreptate, ar trebui rescrisă întreaga istorie a umanității, dar și a sistemului solar. Este cert. Dacă aceste lucruri sunt ținute ascunse, trebuie, pentru că noi nu avem capacitatea istorică. Se întâmplă doar pentru că ar produce haos pe undeva, s-ar întâmpla lucruri, s-ar distruge ierarhii, s-ar schimba, da, automat. Din perspectiva marilor puteri, s-ar schimba totul. Nu, și a marilor puteri științifice, atenție, nu naționale sau politice. Și toată istoria scrisă până acum s-ar dovedi o fantezie a unor copii care n-au nicio legătură cu jocurile oamenilor mari. Atunci știi ce facem, nu? Să redescoperim depozitele salvate din biblioteca de la Alexandria. Iar eu am o teorie că cineva știe unde sunt. Ar fi senzațional dacă există așa ceva, am înțelege tot, pentru că acolo era chiar tot ce s-a dorit. Bun, biblioteca a fost distrusă, dar anumite pasaje. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu mulțumesc. Multe mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumim uniformele pentru ținută. Ne revedem mâine seara de la ora 21. Rămâneți cu Metropola TV. Toate cele bune.